Cei care cred că moștii adevărați sunt pierduți undeva în vechile religii politeiste pot răsufla ușurați. Ei se găsesc aproape oriunde, chiar și în creștinism sau iudaism. Misticismul evreiesc mustește de povești despre creaturi teribile, creaturi al căror simplu nume, cioptit, are să-ți producă mai târziu fior pe șira spinării. De departe, cea mai celebră creatură fantastică asociată cu iudaismul este golemul, o ființă antropomorfă creată de om, din oroi sau lut. Originile golemului sunt sacre și apar chiar și în Talmud. Însuși Adam a fost la origine un golem, căci, dacă stăm să ne gândim mai bine, a fost creat din lut. Abia apoi a primit suflarea divină și a devenit om. Golemul clasic semăna cu un om, dar departe de a fi o ființă umană în carne și oase. Rabinul care însuflețește golemul trebuie să incrusteze pe frunte cuvântul sacru adevăr. Pentru a-i lua suflarea, cuvântul adevăr era transformat în moarte. Cea mai celebră legendă asociată cu crearea unui golem îl are ca personaj central pe rabinul Yudah Lev ben Bezalel. Acesta a creat un golem din lut adunat de pe malul râului Vladva și l-a adus la viață folosind incantații sacre. Se spune că golemul a ajutat comunitatea de evrei din Praga să se apere de furia atacurilor antisemite. Un dibuc este un spirit malefic, un fel de fantomă care posedă trupul unei persoane în viață. Sufletul dibucul a avut la un moment dat propriul trup din carne și oase, dar după deces cumva nu a putut să-și găsească locul în lumea de dincolo. Așa că preferă să colinde fără țintă și să se agațe de cei care sunt încă în viață, asemenea unui parazit care se atașează unei gazde. Un dibuc se atașează în special de copii și femei și este necesară intervenția unui rabin pentru exorcizare. În a cincea zi, Dumnezeu a creat viața acvatică, pești, crocodili, foci, morse, balene, urmează aici o listă interminabilă de creaturi acvatice și pe tanin. Geneza, Psalmii, Cartea lui Ezechiel, Isaia sau Iov sunt doar câteva din scrierile sacre care menționează acest temut monstru marin, un fel de crocodil enorm, un dragon al apelor care va fi ucis de însuși Dumnezeu în ziua Apocalipsei. Mai mult, există și legende care îl asociază cu Tanin și Tiamat, zeița primordială a mării din religia babiloniană. Behemoth este o creatură mitologică, un hibrid monstruos, între un elefant, un hipopotam, un irocer și un bivol. În cartea lui Enoch, Behemoth apare menționat ca fiind unul dintre cei moștri primordiali invincibili, Leviatan al apelor, Ziz al Vâlduhului și Behemoth al Pământului. Dar nu vă lăsați înșelați de aparențe, chiar și monștrii au rolul lor și părțile lor bune. În fiecare an, în ziua solstițiului de vară, se aude urletul lui Behemoth, care îmblânzește animalele de pradă și restabilește ordinea natură. Fără urletul lui Behemoth, se spune că animalele s-ar sălbăteci de tot, iar carnivorile ar face o adevărată urgie printre suratele lor mai plăpânde și, desigur, printre oameni. În cartea lui Iov apare prima mențiune a monstrului primordial al apelor, Leviatan. În Psalmi se spune că Dumnezeu va face fărâme toate capetele Leviatanului și apoi va împărți carnea oamenilor care populează pământul. Dar asta se va întâmpla cel mai probabil în ziua în care vom întâmpina sfârșitul lumii, dacă ne luăm după cartea lui Iov. Există paralele între Leviatan și monstrul Lotan din vechile religii din Canaan sau Mesopotamia. În ziua de apoi, pe Lotan îl omoară Hadad, zeul furtunii și ploii, care desigur locuiește în cer. Legenda spune că înainte de Eva a fost Lilith, prima soție a lui Adam. Lilith a venit în paradis ca și egala lui Adam. S-a născut ca și acesta din lut, însuflețit de suflarea divină. Aparent, nici lui Adam și nici lui Dumnezeu nu le-a plăcut faptul că Lilith refuza să fie supusă, așa că în cele din urmă a fost izgonită din grădina Edenului. Apoi, probabil cunoașteți povestea, Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam. Femeia a acceptat să-i fie supusă, doar în cele din urmă a căzut în păcat, așa că atât ea cât și soțul ei au fost izgoniți din paradis. Pe de altă parte, Lilith și-a luat lumea în cap și a ajuns să aibă o serie de copii cu diversi demoni. Dumnezeu era în continuare supărat pe ea, așa că i-a luat și progeniturile. De aici a plecat slăbiciunea lui Lilith pentru copii, în special pentru nou-născuți. Lilith a rămas cu obiceiul prost de a răpi copiii muritorilor, așa că oamenii au învățat să se folosească de puterea amuletelor pentru a o îndepărta și a-i proteja pe cei mici.
Arminus este regele care se va ridica la sfârșitul timpurilor împotriva lui Mesia, dar care va fi în cele din urmă învins. Asta însă după ce va fi adus multă nenorocire asupra Israelului. Istoricii asociază imaginea lui Arminus cu cea a împăratului Heraclius, pentru că revolta antihristului este foarte asemănătoare cu revolta evreilor împotriva împăratului bizantin din secolul 7. Arminus nu este deloc o figură șarmantă sau magnetică. Misticii evrei îl descriu ca fiind chel, pe jumătate surd, schilod și parțial lepros. Regele Solomon s-a folosit de viermele Shamir pentru a construi primul mare templu din Ierusalim. Shamir era un lucrător nemaipomenit pentru că avea abilitatea extraordinară de a tăia și a dezintegra pietre. Util pe un șantier de construcție, nu? Înainte de Solomon, originile viermelui sunt relativ puțin cunoscute. Este pomenit în Talmud și Midras și se presupune că exista încă de pe timpul lui Moise. Solomon a săpat în istorie și l-a redescoperit pe Shamir. Există și o ipoteză conform căreia, însuși regele demonilor, Asmodeus, îl ar fi dăruit lui Solomon pe Shamir. În epoca bronzului, pe tărâmurile Israelului de azi, trăiau giganți. În Geneză apare prima mențiune a giganților Refait, aceștia fiind înviși în bătălia de la Ashteroth Karnaim de către regele Chedorlaomer. Și ca să vă faceți o idee cât de mari erau giganții Refait, în cartea lui Isaia este menționat patul regelui Og din Bashan, unul din ultimii giganți menționați în cărțile sfinte, care avea numai puțin de 4 metri.